Bună dimineața! Faza absolut genială, eram dimineața la cafea, la cafeneaua unde încep ziua și am văzut venind spre mine un tip cu două tipe, cam de aceeași vârstă, între 25 și 30 de ani. Se vedea clar că sunt prieteni, comunicau între ei, se atingeau, vorbeau. Ce mi-a atras atenția însă este că tipele erau îmbrăcate absolut normal. Una era în blugi gri, una în jeans și albaștri cu câte un tricou. Cred că erau colegi, mergeau împreună la muncă. Iar el era îmbrăcat, fiți atenți cum, niște Adidas cu talpa de altă culoare, nu mai știu, era ceva strident. Auriu, verde la turcoaz, habar n-am. Pantalonașii mulați la gleznuță. Apropo, am o mare bucurie să anunț că nu se mai poartă mizerile aia de pantaloni. Puteți să vă băgați gleznuța înapoi în haine. Pantalonii aveau un imprimeu alb, deci jeans negri cu un imprimeu alb pe cracul drept și rupt mult, așa cât palma pe cracul stâng. O bluziță cu ceva strălucitor, desigur un brand de top de 20 de lei de la Dragonul Roșu și genul ăla de sacoaș, nu știu, sacoaș, pare că ai scăpat dintr-un viol. E ceva așa ca un tricou care îi rupă mijloc. Are niște V-uri așa ca la greieri, are o chestie așa ca la o redingotă veche și în spate pleacă de aici niște ciucuri și în pula mea se leagă pe spate cu o cataramă, se vedea și aia strălucind pe spatele lui. Cu alte cuvinte, tipul era de 40 de ori mai împopoțonat decât tipele. Da, mă scuzați, eu mor după fotografie de stradă. Și mă uitam la ei așa și mi-am dat seama că băiatul ăla, săracul, poate nu știe. Adică acest podcast este pentru băiatul împopoțonat ca un păun penibil care a trecut joi dimineață pe Republici. Gogule, fiată, nu te îmbrăca niciodată mai bine decât tipele din anturajul tău. Nici o fucking dată. În primul rând, le afectezi pe ele, adică ele se îmbracă normal pentru o zi de muncă. Faptul că tu te îmbraci elegant le pune în inferioritate și femeile urăsc chestia asta. Urăsc ca un tip să fie mai bine îmbrăcat ca ele și le elimină din grup, pur și simplu. Adică, bă, nu poți să stai tu aici ca reper sofisticat să arătăm noi ca niște sărace mâhnite. Deci marci de aici. Deci îl vor elimina din grup fără niciun stres. Al doilea motiv. Nu te îmbrăca niciodată mai împopoțonat decât alți tipi. Pentru că tipii aia se îmbracă relaxat și sumar în nuanțe și în culori și în embleme și în pula mea. Tocmai pentru că ei știu, sunt deja adulți, nu mai au nevoie să demonstreze ceva cuiva prin hăinuțe. Adică, uite-te la șmecherea aia, mari, mari, adică, uite, bombardierii de top, ca să dau din lumea asta, care pare că e reper. Vezi bling-blinguri, leopard, pula mea, tot felul de sclipiciuri pe juniori și pe nivelul 2. La nivelul 1 vezi doar jeans negru cu tricou negru, jeans gri cu cămașă albă, maro cu crem. Nu mai vezi nicio emblemă, niciun lanț pe afară, niciun, deci nu mai s-a terminat. Ăla nu mai are nimic de demonstrat prin haină. Și ideea e că dacă nu câștigi respectul tipilor din gașca aia, din jobul ăla unde sunteți voi, tipele nu o să te placă. Tipele, aleg tipii după două criterii. Să fii un animal cu purtări decente, rezonabile, și să fii câștigat deja respectul altor masculi din mediul ăla, pentru că ele nu vor ieși niciodată cu fraierul grupului meu. Cu atât mai puțin dacă e îmbrăcat ca o iluzie optică. Hai de pa!